De la începutul acestui an, în maternitatea din Drobeta, Turnul Severin, au venit pe lume aproximativ 1000 de prunci. Cele mai multe mămici nu își doresc mai mult de 2 copii, pentru că a trecut moda familiilor mari. Pentru mine, 2 e suficient. Vă mai doriți alți copii? Nu, în afară de cei 2, nu. Amândoi sunt născuți prin cezariană și numai la al treilea ar fi unii prea mare. Cadrele medicale din maternitate sunt încrezătoare că numărul bebelușilor va fi mai mare în perioada următoare. Întrucât în acest județ s-au desfințat cele două spitale, Spitalul Strehaia și Spitalul Rășenesc Vânjul Mare, mizăm pe faptul că mămicile din această zonă vor veni și vor naște în maternitatea Drobeta Turnul Severin, astfel că la finele anului 2011 natalitatea va fi aproximativ egală cu natalitatea anului 2010. Conform statisticilor în județul Mehedinți, în primele 7 luni ale lui 2011, numărul născuților vii a fost mai mic cu aproape 200 comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Din 1992 au fost observate scăderi semnificative ale populației, iar sporul natural continuă să fie negativ. La recensământul din 7 ianuarie 1992, județul Mehedinți avea 332.673 de locuitori, iar la 1 ianuarie 2011, populația județului este puțin peste 290.000. După recensământul populației și al locuințelor care se va desfășura în luna octombrie, specialiștii vor ști din nou care este numărul actual al mehedințenilor.